Numărul de paturi din cadrul instituțiilor medicale din Chișinău va fi suplimentat prin optimizări pe interior. În acest sens, Spitalul Clinic Arhanghel Mihail, Institutul de Ftizio-Pneumologie Kiril Draganiuk și Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății vor putea interna suplimentar circa 70 de pacienți. Afirmația a fost făcută de către Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care spune că numărul persoanelor infectate este în creștere în capitală, motiv pentru care se continuă consolidarea instituțiilor pentru a face față numărului de internări. În acest moment, în instituțiile spitalicești pentru copii și cele raionale, situația este stabilă, a mai precizat oficialul. În prezent avem internați în spitale 710 pacienți în stare gravă, dintre care 36 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată, 1460 în stare de gravitate medie, iar ceilalți pacienți în stare satisfăcătoare.